Săptămâna aceasta călătoream spre București cu trenul. Am privilegiul să fac naveta pe cel mai frumos traseu din țară, pentru care alții plătesc bani grei. Eu am bucuria să am jobul pe cel mai bun traseu din țară, atât cu școala cât și cu televiziunea. Și am de multe ori momente în care citesc sau scriu poezii. Și citeam o biografie a lui Niccolo Paganini, cel mai mare violonist al tuturor timpurilor, complex, atât în ceea ce privește interpretarea, cât și compoziția, dar și modificările pe care a îndrăznit să le aducă instrumentului numit vioară. Era la începutul carierei sale de interpret și la un moment dat a ajuns să aibă onoarea să-l viziteze pe Paolo Stradivarius. Era o dinastie de lutieri, oameni extraordinari. Și în momentul în care bătrânul a văzut, s-a uitat așa foarte tăios la el și a zis: eu nu sunt lutier, nu sunt constructor de viore, am câteva viori pe aici, eu sunt conte. Și ținea tare la titlul acesta: uite, familia mea coboară din spița asta și suntem nobili. Și asta a încercat să-i transmită că de fapt ei nu sunt lutieri, constructori de viori, pentru că nobilii nu prea erau meseriași. Meseriașii erau undeva mai jos, dar nobilii erau fie negustori, fie antreprenori, aveau alte ocupații. Și a plecat el un pic cam necăjit așa, pentru că întâlnirea cu Paolo Stradivarius n-a fost ceea ce și-a dorit. Și când a ajuns la un alt conte, contele Cozio, îi spunea despre Stradivarius: auzi, ce n-aș renunța eu la toate titlurile mele nobiliare și să am eu măestria lui Stradivarius, să știi că ei sunt meșteri de viori și asta valorează mai mult decât toate titlurile nobiliare. Pentru că ei sunt cei care construiesc instrumentele care ating sufletele oamenilor. Și bineînțeles, acest conte l-a ajutat pe Paganini să înțeleagă câte ceva despre chemarea lui. Nu știu dacă înțelegem de cele mai multe ori care este chemarea noastră în viață. Sau dacă ajungem să ne descoperim anumite veleități, anumite talente, le punem pentru o cauză greșită. Și în felul acesta, tot ceea ce a pus Dumnezeu bun în noi este alterat, este stricat. Însă momentul în care această chemare a lui Dumnezeu este pusă acolo unde trebuie, are ecou peste veacuri. Ceea ce s-a și întâmplat în viețile marilor oameni. Aș vrea, în minutele pe care le avem la dispoziție, să răspundem unei întrebări pe care o pune Dumnezeu unui om sfânt: ce faci tu aici? Atunci când citim despre personajele din Biblie, ne-am obișnuit să le repetăm repede în mintea noastră ca pe niște povești frumoase, pioase, sunt scrise în Biblie, auzim de sfinți, auzim de oameni mari, dar întrebarea mea este: și ce dacă? Dacă toate aceste povestiri nu sunt puse în viața noastră, suntem niște colecționari de povești, de amintiri, de lucruri frumoase și devenim un fel de oameni gnomi care citează. Știți că sunt foarte mulți care postează pe TikTok, au o cunoștință din asta așa, din cărți, ia o parte de aici, o parte de acolo, o parte de acolo, dar nu și-au dezvoltat așa o cercetare într-un domeniu anume. Ei știu de toate, de la toți. Și în felul ăsta, cum apare povestirea, îi dăm drumul. Sau mai zicem un citat, mai zicem un text biblic, dar lucrurile astea nu fac parte din viața noastră. Și citim Biblia, de cele mai multe ori avem atitudinea aceasta de a citi și de a cita. Și cam atât. Marele om al lui Dumnezeu, Ilie, primește o misiune din partea lui Dumnezeu. De fapt, toată viața lui Ilie a fost
un răspuns la o întrebare. Ce fac eu? Ce trebuie să fac în continuare? Și când a încetat să mai știe ce face, Dumnezeu a început să îl întrebe. Prima dată primește misiunea din partea lui Dumnezeu, du-te înaintea lui Ahab, spune-i că din cauza nelegiuirii lui, 3 ani și jumătate n-o să mai plouă. S-a dus, a rostit mesajul din partea lui Dumnezeu, 3 ani și jumătate nu va ploua după cuvântul meu. Și așa s-a întâmplat. Vreau să vă întreb, 3 ani și jumătate Ilie a mai avut o misiune? A avut sau nu? Da. Știa ce așteaptă. Uneori s-ar putea să trebuiască să aștepți ani de zile până când se îndeplinește un vis al tău sau un proiect mai mare pe care l-ai în viață. Și de regulă, lucrurile mari, mărețe pe care vrei să le faci durează în timp. Să le pregătești, să muncești pentru ele, să pui suflet. Și 3 ani și jumătate a trebuit să aștepte până când Dumnezeu îl va chema să vină, să cheme ploaia. Și în anii aceștia, chiar faptul că se ascundea de Ahab și de Izabela, era o misiune în sine, de a supraviețui. Și așa s-a întâmplat. Prima dată a mers la pârâul Cherit, acolo corbii îi aduceau de mâncare dimineața, seara. Dar la un moment dat intră în rutină și Dumnezeu zice, Ilie, te-ai cam plictisit, nu? Hai că-ți dau altceva. Du-te în Sarepta Sidonului, oraș de aproximativ 300.000 de locuitori, fără GPS, fără alte recomandări, te duci la o văduvă săracă, ea te va hrăni până când Dumnezeu va da din nou ploaie. Mergi acolo, găsește văduva aceasta săracă și Dumnezeu nu-l lasă în pace nici aici. Văduva, în momentul în care se întâlnește cu el, are un dialog și Ilie îi spune, adu-mi, te rog, ceva de mâncare. La care văduva zice, uite, mai am un pic de făină, vom coace niște torte, voi mânca eu și fiul meu și după aia o să murim. Perspectiva scurtă de viață. Dar omul lui Dumnezeu îi spune, fii atentă, te duci îmi pregătești mai întâi mie să mănânc și după aia, după cuvântul Domnului, îți garantez că o să ai de mâncare până când Dumnezeu va da din nou ploaie. Și văduva ascultă, merge, pregătește ultima turtă pe care trebuia să o mănânce ea și fiul ei, i-o dă omului lui Dumnezeu și în fiecare dimineață mai era doar pentru o porție. Pentru încă o porție, pentru încă o porție și în fiecare zi minunile se mulțeau. Ilie, prin aceasta, avea asigurarea că este în mâna lui Dumnezeu, că face ceea ce trebuie. Și la un moment dat se întâmplă o altă nenorocire. Moare fiul văduvei. Și femeia supărată vine la el și spune, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit aici să-i aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea? Poate că prin această zicere spunea un adevăr mai adânc. Nu ni se dau foarte multe detalii despre ceea ce a făcut femeia aceasta, însă putem deduce câteva lucruri. Ilie nu intră în disperare, pentru că știa că are o misiune specială din partea lui Dumnezeu, să reziste până când Dumnezeu va da din nou ploaie și să meargă în fața lui Israel. Misiunea era clară în mintea lui. Și în momentul când femeia îi arată pe fiul ei mort, Ilie nu intră nici în disperare, nici în descurajare, nici nu are niște ieșiri care să denote că a pierdut controlul, ci pur și simplu l-a cerut pe fiul ei, a spus, dă-mi încoace pe fiul tău, l-a luat de la sânul femei, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui.
Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mă mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul? Observați cum vorbea Ilie cu Dumnezeu. Extraordinar, cât de natural. Noi așa am sluțit rugăciunile, încât ni se par niște incantații complicate să vii înaintea lui Dumnezeu, să-i spui un fel de poezii. Uneori sunt bune și astea, dacă nu-ți vine altcumva să te rogi și dacă nu știi cum să te rogi. Chiar Mântuitorul le-a dat o rugăciune și ne-a rămas și nouă rugăciunea Tatăl nostru, dar rugăciunea trebuie să fie mai mult decât atât. Dincolo de formă, trebuie să fie acea vorbire cu Dumnezeu. Oare chiar atât de mult să o mâhnești, Doamne, pe femeia asta, încât să-i omori fiul? Simțiți sensibilitatea cu care îi se adresează lui Dumnezeu? Imaginați-vă cum privește un părinte pe copilul său necăjit. Mi-aduc aminte, eram într-o călătorie, într-o drumeție, Munții Apuseni, zona Sighișteului, foarte frumoasă zona aceea, și am mers pe un traseu numit Canioanele. Și e un drum peste apă, tot timpul treci din stânga în dreapta și la un moment dat se îngustează exact ca într-un canion și ajunge acolo pe un traseu foarte interesant. Când am venit înapoi, Caleb m-a rugat să-l țin în brațe. Și bineînțeles că drumul nu era ușor, erau pietre alunecoase, între timp el a adormit în brațele mele, fiind foarte sigur că este ok. Și la un moment dat am alunecat pe o bucată de pământ și pe o piatră care era foarte alunecoasă și l-am scăpat cu capul de pământ și de piatră. Deci am auzit cum a, zice Ardelean, a tunat capul lui, s-a auzit dum, așa. Și am văzut cum începe să-i curgă sânge de aici. Deci în momentul ăla am înlemnit. Bineînțeles, a plâns, s-a trezit din somn, din șocul acela, cineva a avut un plasture, am oprit sângerarea, nu a fost nimic grav, îi mulțumim lui Dumnezeu, a fost doar lovitura și atât are o semn aici, amintire. Dar când s-a trezit, mi-a adresat o întrebare care pur și simplu m-a sfâșiat. Tati, de ce m-ai lăsat să cad? Ce să-i răspunzi? Și în momentul în care Ilie adresează întrebarea aceasta, cred că Dumnezeu, deși, da, e uneori impropriu să-L compari pe Dumnezeu cu simțămintele noastre, dar totuși se descrie pe sine însuși și sub forme antropomorfe și din punct de vedere al portretului emoțional, spune că se mânie sau se îndură de noi, este, ne iubește și așa mai departe. Doamne, oare chiar atât să mâhnești Tu pe femeia asta încât să-i omori fiul? Și a chemat pe Dumnezeu și a spus: Doamne Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Ilie, copilul învie. Și femeia, văzând lucrul acesta, a zis: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui în gura ta este adevăr. Știți cât de profunde sunt cuvintele acestei femei? Și dacă vreți, sunt la fel de actuale ca atunci. Ceea ce spune femeia aceasta este de o profunzime foarte mare, pentru că noi de multe ori rostim cuvinte adevărate cu buze mincinoase. Sau rostim adevăruri cu buze mincinoase. Cuvântul Domnului spune și cităm, da, e adevărat, dar în gura ta este minciună, nu este adevăr. Dumnezeu zice așa, da, este adevărat, dar în gura ta este minciună. Și e destul de greu să ne pliem pe ceea ce spune Dumnezeu, nu cu cuvintele noastre, ci cu viețile noastre. Și femeia spune, cuvântul Domnului în gura ta
este adevăr. Misiunea lui Ilie era să mărturisească despre adevăr. De fapt, misiunea fiecăruia dintre noi este să mărturisim despre adevăr și să slujim adevărului. Fie că ești lutier, meșter de viori, fie că ești cântăreț sau muzician, observați cât de repede te fură, te poartă în toate stările, se joacă pur și simplu cu sufletul tău. Este extraordinar lucrul ăsta. Fie că ai proiecte să construiești anumite lucruri și faci locurile mai frumoase în jurul tău, toate au de-a face cu o chemare. Depinde în slujba cui o pui. Și Ilie știa că îl slujește pe Dumnezeu și că este în slujba adevărului, în slujba lui Dumnezeu. Și primește în sfârșit, după 3 ani și jumătate, misiune din partea lui Dumnezeu. Ilie, gata, te-ai pregătit, du-te înaintea lui Ahab pe Carmel. Și Ilie își adună forțele, știa clar ce are de făcut și nu i-a fost frică de faptul că erau 850 de preoți ai lui Baal și ai Astartei. Nu era frică de faptul că era minoritate. Nu era frică de faptul că ar putea fi omorât, pentru că știa pentru ce luptă. Și atâta vreme cât știi pentru ce lupți, ești cel mai fericit. Viața ta are un sens și toate forțele ființei se canalizează într-o anumită direcție. Și nu mai contează dacă trăiești sau mori, ci contează să ți îndeplinești acea misiune. Spunea cineva că există 2 zile cele mai importante în viața ta. Cea în care te-ai născut și cea în care ai aflat pentru ce te-ai născut. Se întâlnește cu Obadia. Și Obadia zice: omule lui Dumnezeu, ce faci? Du-te și spune lui Ahab că ne întâlnim pe Carmel. Nu mă pune să fac lucrul ăsta, că s-ar putea să-mi pui în pericol capul. Zice: nu, du-te și spune-le că ne vedem pe Carmel. Și pe Carmel, Ilie, în loc să fie foarte fricos, să-și caute cuvintele ca un glas de tunet, spune: până când aveți de gând să șchiopătați de ambele picioare? Ori cu Dumnezeu, ori cu Baal. Hai să facem un test. Luați un vițel, ia un vițel. Care dintre Dumnezei arde, mistuie jertfa, ăla va fi Dumnezeu. Și bineînțeles, are loc minunea aceea, în care Dumnezeu nu mistuie doar jertfa, ci și altarul, și pietrele. O dovadă incontestabilă a puterii lui Dumnezeu și a faptului că Ilie este omul lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi oprit aici Biblia, nu m-aș fi simțit încurajat deloc, de exemplu. Inspirat, da, dar încurajat, nu. Pentru că te uiți așa la omul lui Dumnezeu și zici: Doamne, unde a putut să ajungă? Păi nu o să ajung niciodată acolo. Însă, într-un mod parcă inexplicabil, de pe culmile acelea ale credinței, la un timp foarte scurt, Ilie cade într-o descurajare și într-o dezorientare cruntă. După ce coboară foc din cer, după ce se roagă și vine ploaia, dă Izabela un ordin și zice: păi gata, las că o să-ți fac și ție cum le-am făcut prorocilor, cum ai făcut-o prorocilor lui Baal și Astartei. Și Ilie fuge, plin de teamă, dezorientat, nu mai știe nimic de el și vrea să moară. Se culcă și să știți că atunci când sunteți stresați și foarte bulversați și foarte descurajați, mai bine culcați-vă. Se aude de multe ori în popor vorba asta, zice că noaptea e un sfetnic bun. Să știți că este adevărat. În timpul somnului creierul se odihnește, se reface, organismul la fel și începi să reanalizezi lucrurile după ce te trezești. Ei, lui Ilie au trebuit 2 terapii cu somn. Doarme, se trezește, îngerul îi zice: uite, ia ulciorul ăsta, ia turta asta, mănâncă, bea apă, mai culcă-te odată.
Și se mai culcă o dată Ilie și doarme dus așa în zona aceea pustie și îl mai trezește îngerul lui Dumnezeu încă o dată, îi mai dă încă o turtă și mai dă încă un ulcior cu apă. N-a zice cu astea două stimulente și concentrate proteice o să mergi până la Horeb, până la Sinai. 40 de zile și 40 de nopți prin pustie să ajungi tot într-un loc pustiu. De ce oare l-o fi chinuit Dumnezeu în felul ăsta? Să știți că și mișcarea te ajută să-ți regăsești gândurile. Știți, Dumnezeu nu merge în contra legilor naturii. Mâncare mai puțină, mișcare multă și timp să gândești lucrurile. Să nu fii distras de alte elemente din jurul tău. Și Ilie 40 de zile s-a tot gândit, dar ce mai fac eu acum? Am coborât foc din cer, am adus ploaia, ce mai urmează? Să știți că e un gând foarte răscolitor. Dacă nu știi ce urmează, te dă peste cap întrebarea asta. Nu știi ce să faci cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și se ascunde într-o peșteră. Și acolo... Zice capitolul 19, versetul 9 din 1 Împărați. Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie începe cu poeziora: Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine, pentru lucrarea ta, uite ce am făcut. Știți, când ne întreabă Dumnezeu, cum să-i spun că n-am făcut nimic? Am făcut și eu ceva, Doamne, n-am stat degeaba. Și zice, nu, stai Ilie, că n-ai înțeles. Care este perspectiva ta? Ce urmează? Am înțeles, asta le-ai făcut, ok. E bine, eu am înregistrat ceea ce ai făcut, dar de aici încolo ce vrei să mai faci? Știți că mulți dintre noi trăim din amintirile credinței. Bune și astea. Nu zic că Dumnezeu n-a fost cu noi. Dar rămânem în amintirile credinței și pentru prezent ce facem? Și Dumnezeu ne provoacă, ce faci tu aici? Și puteți spune în locul lui Ilie numele dumneavoastră. Ce faci tu aici? Și Dumnezeu zice, ieși și stai afară, pe munte, înaintea Domnului. Și din nou Dumnezeu îl face să vadă un vânt puternic, un cutremur, un foc și apoi un susur blând. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața, l-a auzit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu schimbă discursul. Ca o picătură chinezească îi pune exact aceeași întrebare. Știți că în momentul în care pui aceeași întrebare de două, de trei ori, începi să te gândești. Că primul răspuns este așa, mai superficial, din valul emoțional, te ia și dai un răspuns așa. Cât ai pocnit din degete, dacă te mai... Te mai întreabă cineva aceeași întrebare, începi să te gândești, dacă te întreabă și a treia oară, deja, mă, ceva nu e în regulă. Nu mai ești așa sigur, da? Și Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și știți ce se întâmplă cu Ilie? Dă exact același răspuns. Tras la Xerox. Și apoi, Dumnezeu, ca să-l ajute puțin, îi dă trei misiuni. Versetele 15-16. Să ungă pe Hazael, ca împărat al Siriei, să ungă pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și pe Elisei, ca profet în locul lui. Asta sună pensionare. Îți pui lucrurile în rânduială și gata, s-a terminat. Însă, de fapt, era o reorientare. Uite, să mai dau trei misiuni de îndeplinit. Cu alte cuvinte, îți dau încă un scop pentru care să trăiești. Pentru că acum nu știi ce-i cu tine aici. Din astea trei, câte am mai apucat să facă? Câte am mai apucat să facă din misiunile astea trei? Pe Jehu nu l-a uns ca împărat. Pe Hazael nu l-a uns ca împărat.
Ce-a mai apucat să facă? Doar să-l ungă pe Elisei ca profet în locul lui. Să știți că în momentul în care afli răspunsul la ceea ce faci sau ceea ce trebuie să faci, în modul cel mai profund, ai găsit mântuirea. Când ți-ai găsit răspunsul la ceea ce trebuie să faci, de fapt, ai găsit mântuirea. Dacă nu știi ce trebuie să faci cu viața ta, ești departe de Dumnezeu. Tâlharul pe cruce și Doamne, adu-ți aminte de mine. Și în momentul în care Mântuitorul răspunde, zice, uite, astăzi vei fi cu mine în rai. De ce? Pentru că și-a găsit direcția. Dacă ar mai fi trăit, ar fi știut ce să facă. Dumnezeu nu are nevoie de demonstrații. Și ca și cum n-ar fi suficient. Vă aduceți aminte, după ce Ilie a fost înălțat la cer, ce misiune a mai avut de îndeplinit? Să-l încurajeze pe Iisus pe muntele schimbării la față. Doi mari titani ai credinței, Moise și Ilie, se arată pe muntele schimbării la față. Doi care chiar la sfârșitul vieții lor au căzut într-un mod inexplicabil, când experiența lor cu Dumnezeu era pe culmi. Și care au trebuit să-i spună lui Iisus, în alte cuvinte, Doamne, dacă Tu nu duci până la capăt lupta aceasta, noi suntem pierduți. Ce faci tu aici? Știu că poate suna teoretic, însă aș vrea să vă întreb și să mă întreb, ce facem noi aici? Prin harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, ne putem bucura de acest locaș frumos. Avem atâtea binecuvântări de la Dumnezeu. E cald, e bine, avem confort, avem muzică. Suntem slujiți, putem să consumăm, să ne hrănim spiritual. Dar întrebarea pentru fiecare dintre noi este aceeași. Ce faci tu aici, concret? În afară de faptul de a veni să primești din partea lui Dumnezeu ceva. Ca biserică am dorit să fim nu neapărat o altă biserică, ci o alt fel de biserică. Și observăm în ultima vreme că nu mai suntem o alt fel de biserică, ci începem să devenim la fel o biserică precum celelalte, consumatoare. Și vă provoc, dragii mei, ca pentru sabatele următoare să vă gândiți în mod serios și să scrieți pe un bilet ce faceți aici. Nu pentru mine, pentru voi. Și pentru creșterea spirituală. Și să încercați să dați câteva răspunsuri. Ce faceți aici? Pentru că e foarte frumos să ai parte de binecuvântările acestea, dar este și mai frumos ca la rândul tău să dai mai departe ceea ce ți-a dat Dumnezeu. S-ar putea ca darurile să fie extraordinare, dar dispoziția de a da mai departe să nu fie la fel de mare. Știți că Stradivarius a murit cu secretul în el și nu știe nimeni clar care este acea metodă de a face viorile pe care o avea el. A vrut să ducă secretul în mormânt și noi ne ducem cu darurile noastre, cu binecuvântările date de Dumnezeu și le ținem acolo noi. Cred că este o provocare pentru fiecare dintre noi să ne gândim ce facem aici. Dacă doar venim și plecăm, mai devreme sau mai târziu, să știți că o să cădem într-o descurajare mai cruntă decât a lui Ilie.
Însă dacă știm de ce venim și unde mergem, atunci viața noastră începe să capete sens. Vă provoc, gândiți-vă pentru sabatele următoare, ce vreți să faceți aici la Avangardă? Poate cineva vrea să cânte sau să spună poezie sau să se implice într-un proiect sau să inițieze un proiect, să facă o grupă de rugăciune, să aducă un dar de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, prin care să se bucure frații și surorile. Gândiți-vă ce vă pune Dumnezeu pe inimă și răspundeți aceste întrebări. Și vă garantez că nu o să vă pară rău. Până atunci rămâne totuși această întrebare. Ce faci tu aici? Și aici fiecare dintre noi vom răspunde sau nu? Amin. Amin.